Bine v-am găsit. Am aici telemea făcută în casă. O să vă arăt imediat cum o prepar. O fac din caș de oaie și fără adaos de substanțe chimice. În mod normal, telemeaua se face din lapte de oaie sau de vacă, în care se adaugă cheag. Nu se tratează termic, se separă de zer și apoi se pune în forme și cu greutate deasupra ca să o preseze. Dar, în general, tot ce o să găsiți și prin magazin, telemea este făcută din caș. O să vă arăt imediat cum o prepar. În modul cum o fac eu, nu se înmoaie. Se poate păstra timp îndelungat. Deasupra sunt frunze de vișin care ajută și ele la conservare. Deci când am nevoie iau câte o bucată și păstrez borcanul la frigider. Se vede, nu se înmoaie. Se poate tăia felii. În continuare o să vă arăt cum o pregătesc. Am 1 kg 100 caș de oaie. Voi pregăti acum saramura. Am 1 litru de apă pe care am fiert-o și am lăsat-o să se răcească puțin. Voi adăuga 2 linguri de sare. Agit ca să se dizolve sarea. Sarea s-a dizolvat. Acum voi pune la fundul borcanului. Am câteva crenguțe de plante aromatice, cimbru, 2 crenguțe de busuioc uscat și cimbru tot uscat a fost. Și câteva frunze de oregano. Eu obișnuiesc să folosesc foarte des plantele aromatice. În primul rând au proprietăți antibacteriene și antifungice. Am constatat aceasta la pâinea de casă pe care o fac. Se întâmpla ca a doua zi pâinea deja să înceapă să mucegăiască și de când pun la pâine plante aromatice, niciodată nu am mai mucegăit. Acum voi pune bucățile de caș, le-am tăiat mai mici ca să intre mai ușor în borcan, să se așeze mai bine. Borcanul e bine să fie sterilizat înainte de a-l folosi. Acum voi turna saramura. Deci pun până sus saramura, iar acum la suprafață voi pune câteva frunze de vișin, vreo 4-5 frunze. Eu tot timpul am pregătite frunze de vișin și peste iarnă, orice conservă fac, nu pun alți conservanți decât frunze de vișin. Încercați lavarsa murată cu frunze de vișin, vedeți că nu o să mai mucegăiască și în luna iunie aveți zeamă de varză murată limpede. Așa, și acum închid cu capacul și o păstrez în frigider.
E simplu și e sigur mai sănătoasă ca cea pe care o găsiți în comerț. Vă doresc numai bine.